Salut! Hai să vă servesc o poliție frumoasă! A fost Eurovisionul. În ceea ce privește piesa României, vă spuneam prin martie că... The Humans Goodbye mi se pare ok, dar mi-aș fi dorit să fie mai spectaculoasă. Și cu părere de rău, nu cred că se va clasa printre prime. Iar piesa nici măcar n-a ajuns în final. Apoi vă spuneam de reprezentanta Israelului. La Eurovision, piesele trebuie să aibă ceva wow. Trebuie să te facă să spui, bă, ești prost. Ha? Și exact asta face reprezentanta Israelului, Neta, cu piesa Toy. Piesa e tare și dacă o să fie și live, la fel de bine are șanse să câștigi. Iar Israelul a câștigat Eurovisionul. Ce încerc să spun este că am avut dreptate. I told you so. Sunt foarte bun. Cu toată modestia, să mergem mai departe către Denis de la Demotans, care ar putea fi următorul ministru al agriculturii. El a lansat piesa Mr. Tort. Tu să fii cireasa mea, e atât de simplu. Cireșe fără tort există, tort fără cireșe nu. Începe cu avalanșă de metafore, ca mai toate piesele de Motans. Dar cireșele-i ca tine, nu ca dușuri din copac. Eu am dragostea pe teavă, tu dacă-mi împotrivi. Și te gândești la o poveste de dragoste și simți fluturi în stomac. Dar ai grijă ce-ți dorești, Denis. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulci. Aș vrea tu să fii cireașa mea. Ești sigur că vrei ca ea să fie cireașa de pe tine? Ești sigur că vrei să fie cireașa ta? Tu ai văzut că sunt atât de scumpe încât la radio, la TV, pe net, numai glume despre cireșe sunt. Asta vrei tu? O iubită care să te coste scump, să se vorbească peste tot despre ea? Ai grijă ce comparații faci și ce-ți dorești, Denis. Hashtag Denis Mocanu liber! Sunt nevinovat! Și de ce spun că ar putea fi următorul ministru al agriculturii? Poate că nu-l știți pe actualul ministru, domnul Daia. Așa-l cheamă. Iar domnul Daia are o fixație cu oaia. Oaia este o statuie vie. Cât de frumos este acest animal pe pășunile verzi ale țării românești. Domnul Daia a scos maxima aia cu frunza și oaia. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești oaie. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești oaie. Și Denis ce ne cântă? Cireșe fără tort există, tort fără cireșe nu. Cireșe fără tort există, tort fără cireșe nu. Este exact același lucru cu lângă oaie. Și dacă nu ajunge ministrul agriculturii, măcar ar putea scoate un feat cu Daia. E atât de simplu, cireșe fără tort există, tort fără cireșe nu. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești oaie. E atât de simplu, cireșe fără tort există, tort fără cireșe nu. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești oaie. Ar putea fi un nou boyband, The Motans and The Wire. Deși cred că ar fi greu pe piața asta acum și știți de ce? Pentru că tocmai s-a întors trupa Backstreet Boys. Pentru fanii One Direction, asta e trupa aia de vă spuneam eu că a fost înainte de One Direction și că e mai tare decât One Direction și că One Direction îi copiază. Nu vă bateți capul acum. Ba nu e adevărat, Coțofan, ești un prostule și chiar mă enervezi acum. One Direction sunt cei mai tare. Backstreet Boys-i au lansat piesa Don't Go Breaking My Heart cu videoclip roș-albastru normal. Piesa-i foarte tare, deși dansul e ușor penny. Dar nu mai penny decât videoclipul altui boyband, CNCO, Mi Medicina. Toți cinci stau în grădină și cântă despre o fată, aceeași fată, cinci pe una, pomiști. Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad.
Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido. Asta mică vine spre vila lor, iar ei o așteaptă ca niște fătălăi pe marginea piscinei. Îmbrăcați, nu tu o șampanie, nu tu un halat. Ea trece direct la acțiune și se dezbracă. Tan inmenso como el sol, es tan grande que llena de vida. Și tot ea trage de ei să se arunce în piscină. Dar papagalii, pudici, în loc să facă un sausage fest acolo, cum se aruncă ei în piscină? Îmbrăcați. Trupa Zero e tot un fel de boy band, numai că ei nu sunt fătălăi. Chiar sunt foarte sensibili și au lansat piesa Pentru Totdeauna. Desigur, clip roșu-albastru. Inima ta de inima mea și promit să am grijă de ea. Te voi iubi și cu tine voi sta pentru totdeauna. Frumoasă piesa, chiar dacă eu nu o simt cu toată ființa pentru că nu sunt îndrăgostit. Dar sunt sigur că altfel o ascultă un cuplu, e genul ăla de piesă pentru dansul mirilor. Și ce e tare este că odată cu piesa, băieții de la Zero au lansat și un concurs pentru cuplurile care urmează să se căsătorească. Perechile trebuie să se filmeze dansând pe refrenul melodiei și să posteze pe Facebook sau Instagram cu hashtagul Trupa Zero la nunta mea. Iar premiul este un concert al trupei Zero chiar la nunta câștigătorilor. Mi-a plăcut mult ideea asta, așa că mă bucur să vorbesc despre ea, iar voi anunțați-vă prietenii care urmează să-și pună pirostriile să participe. Piesa pe care o pun pe repeat se aude pe Pro FM la dimineața blană, de luni până vineri, de la 7 la 10, acolo unde este obligatoriu să mă ascultați. Loud Luxury și Brando, Body. Apropo, avem un coleg nou la dimineața blană, este vorba despre Radu Țibulcă. Fiți atent aici, domnișoara Borule. Am aici două versuri de la refrenul dumneavoastră, la piesa asta, și măs cu fund sub apă, să nu te mai iau niciodată, da? Eu da. Am modificat, am făcut golul așa. Golul se poate da pe sub poartă sau doar în poartă? Eu la ceva m-am gândit. Să facem așa. Și mă scufund sub apă, apă, titronul mai iau niciodată, dată. Pe Radu sigur îl știți că e vedetă pe Instagram, acolo unde aș putea să fiu și eu vedetă, dacă n-ați fi atât de indiferent și de insensibil și ați intrat să-mi dați și mie un follow acum, gen follow the leader, 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 follow the leader. Poliția muzicii se oprește aici. Noi ne vedem și pe UTV. Aștept sugestiile voastre în continuare în mesaje private pe pagina mea de Facebook. Încă o chestie, dacă mă ascultați dimineața la radio, puteți să câștigați o invitație să veniți cu mine pe București, la singurul concert de pe Casa Poporului, Pro FM on Top, pe 14 iunie. Și cu asta, basta! Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.